Al doilea fișier. Mă simt așa de bine pentru că, dragilor, voi care aveți emoții cu tabla mulțirii, acum ați descoperit niște lucruri spectaculoase. Acolo când sunteți, în situația în care sunteți nesiguri, imediat ai făcut desfășurarea cu 5+, 5+, nu știu ce, și ai găsit răspunsul. 7 ori fac 56, nu mai uit niciodată. Că am muncit acolo, desfaci acolo, păi, e multă muncă și de aceea ține minte. Împreună cu Ana vă comunicăm siguranță. Vă comunicăm siguranță și vă comunicăm că ce vă mai comunicăm? Nu merită să scrieți un răspuns în dubiu. Deci o chestie care nu e sigură, nu o scrie așa, că poate eu n-am nimerit-o. Nu. Ci abia după ce facem proba deoparte, pierzi un pic de timp, câteva secunde, dar e sigur că mi-ai dat răspunsul. Nu strici tot e ghișițul. Poate mulțumesc că ai o chestie nesigură. De aceea noi insistăm pe treaba asta. Așa. Tot așa, un număr mare. 7, 9, 6, 8. Înmulțit cu 3, 4, 5, 9. Adică 7.968 mulțit cu 3.459.63. Sub 8. 8 și cu 3, 11. 71. Corect. Și 71 scriem, da? Că nu mai avem. M-am luat la 97 și deci s-a terminat. Cu 9 am terminat. Urmează la rând 5. Da. Facem 5 ori 8, care dă 40. 0 și 4. 0 și 4. Acum facem 5 ori 6, care dă 30. Da. 30 cu 4, 34. 4 scriem, 3 reținem. Acum 5 ori 9, 45. Sub 3 îl pun. Și facem 48. Da. 8 și 4 reținem. Și mai avem 5 ori 7. Așa. 5 ori 7, 35. Da. 35. Așa. 39. Acum, 4 ori 8. 32. Așa. 32. Și 2 scriem. Sub 4 construim, da? 2, scriem și 3 reținem. Da. Acum, 4 ori 6, 24. Corect. Și îl adunăm cu 3 și ne dă 27. 7 scriem, să reținem. Da. Acum, 4 ori 9, 20. 36. Deci 36. Dacă ești nesigur, îl putem face. Hai să-l facem pe 4-9. Hai să zicem 4-9. 4-9 e calcul.
4, ori, în loc de 9 poți 10 minus 1. Da? Și egal cu, se distribuie 4 la 10, 40, minus 4 la 1, minus 4. Da? Și face din 4 din 10, 6, o rămas din 4, 3, 36. Deci ai zis, bine, dar ai avut un moment. Nu-ți permiți, niciodată nu-ți permiți partea mecanică, da? Deci 36 și cu cât? Și cu 2. Și ne dă 38. Da. 8 și 2 rețime. Și 3 rețime. 3, așa. Acum 4 ori... 4 ori 7. Ah, da, 4 ori 7. 4 ori 7, 28. Sub 3 ori, da? 28. Da. Și ne dă 31. 31. Și scriem pe 31, da? Da. 31. Și mai avem 3. Cu 3. Acum, 3 ori 8, 24. Da. Ah, 4. Și 2 le ținem. 34, da? 4 îl scriem și 2 rețin, corect. 24, nu 34. 24, corect. 24 și 2 îl am reținut, da? Da. Acum 3 ori 6. 3 ori 6. 3 ori 6. 3 ori 6. Dacă e un moment gata, nu stăm de gând. 3 ori. În loc de 6, putem zice două numere mai mici. 5 plus 1. 5 plus 1. Și egal cu 3 ori 5. 3 ori 5, 15. Plus 3 ori 1, 3. Da. Și face 18, nu? Da. 15 cu 3 fac 18. Deci 3 ori 6, 18. Nu mai ținem, da. Nu mai greșim. 3 ori 6, 18. Spun pe 18 sub 2. 20. 20, sigur că da. 0. 0, 5. Și 2 reținem. Acum 3 ori 9. Așa. 3 ori 9, 27. Scriu sub 2, 27. Și dă 29. Corect. 9 scriem, 2 reținem. Da. Și e 3 ori 7. Așa. 21. Și de 23. Corect. Și scriem cu totul. Exact. Nu m-am așteptat mult. Și de așa acum tragem nici la adunat. Acum îl coborăm pe... 2. 2. 1 și cu 0, 1. Da. Acum facem 7 plus 4, care dă 11. Și 11 cu 2, 13. 13, 3 și 1. Acum 1 putem să-l ducem la 8 și cu 1 de sus face 10. 10 cu 7, 17. 17 plus 4, 4, nu. 17? Da, 17. 17 plus 4, le scrii repede dacă avem un magnism. 4 și cu 7, 11. 11. Dacă e... Da, așa. 1 și cu 1, 2. Da. 21. 21. Așa, deci, am uitat cum era. Da? 21, 1 și 2 îi deținem. Da. Acum 2 putem să-l ducem la 8. Da. Nu. Da, la 8 e bine. Da. 2 și cu 8 fac 10. 10. Ai făcut tot 10. 10 cu 9, 19 și 19 plus 7. Pun repede 19 plus 7. 7. Face... 9 și... Mi-e trebuie 1, nu? 1 și... 20 a făcut-o. 20 și... Și aici 6. Mai rămas 6. Adică... 26. Deci 26, 6 și 2. Și 2 reținem. Acum... 2 ăsta. 2... Nu. Vreau să fac 1 cu 90. Foarte bine. Și 2 plus 3, 5, adică 15. 15, foarte. 5 scriem și 1 rețin. Da. 3 și cu 3, 6 și cu 1, 7. Corect. Și 2. 2. 27 de milioane
521.312. Da. Acum, după ce am făcut pe astea, a fost aproape perfect. O ezitare pe aici, acolo. Una, ultima facem. Ultima, da? Și pe aceea ne mai gândim la aceste șmecherii. Așa. Ultima, chiar. Chiar că merge. Merge foarte bine. Nu? Așa. Să zicem, 3, 9, 7, 5, ori 8, 4, 3, 6. Ia să vedem. Începem. Prima dată facem 6 ori 5. Așa. 6 ori 5, 3 reținem. 6 ori 7, 42. 42 cu 3, 45. 5. 5 scriem și 4 reținem. Da. Acum 6 ori 9, 54. 54 cu 4, 58. Scriem 5, reținem. Da. Acum 6 ori 3, 18, 18 cu 5, da. Face, să luăm din 5, ne mai trebuie. Deci 8 mi-e trebuie un 2, nu? Da. Și luăm din 5, a făcut 10 și rămas 3 acolo. Da. Și facem 13. 3 scrim și 1 și 1, 2. 23. Da. Și scriem. Așa. 23 îl scriem complet, când s-a terminat emoția. Da. Acum am cu 3. Da. 3 ori 5, 15. 5 scriem, 1 reținem. 3 ori 7, 21. 21 cu 1, 22. 2 scriem, 2 reținem. Da. Acum 3 ori 9, 27. Care? 29. Da. 9. 9 scriem și 2 reținem. Acum 6, nu, 3 ori 3, 9. 9 cu 2, 11. Excelent. Și scriem. Da. Acum 4. 4 ori 5, 20, 0 scriem, 2 reținem. Așa. 4 ori, nu, 4 ori 7, 28, 28 cu 2, 30. Da. 0 scriem, 3 reținem. 4 ori 9, 36. Așa. 39. 39, 9. 9 scriem și 3 reținem. Și acum 4 ori 3. Așa. 4 ori 3, 12, adică 15. Adică 15 scrie, da? Da. Și acum facem 8 ori 5. Da. 8 ori 5, 4, 40. 0 și 4. Așa, și 4 reținem. Acum 8 ori 7, da, care e 56. 56 cu 4 face 6 cu 4, 10. 10 și cu 1, 60. 60. 0 scriem și 6 reținem. Foarte bine, 0 scriem și 6 reținem. Acum 8 ori 9. 8 ori 9, 72. Da. Și ne dă 78. 8, da. 8 îl scriem și 7 reținem. Și 8 ori 3. Da. 8 ori 3.
Hai să facem de o parte. Adică 3 ori 8. 3 ori 8. 24. Fac 24, așa este, așa. 24 și cu 7. 24 și cu 7. 31. 31. Scrie 31, completa. Acum le adunăm. Îl coborăm pe 0, 5 cu 5, 10, 0, tot 0. Acum 1, putem să facem 2 ori... 2 și cu 8. 2 și cu 8, așa. 10. 10 și 1, 11. 1 scriem și 1 îl ducem la 9, ca să facem 10, 10 și cu 3, 13. 3 și cu... 1, 1 și, așa, 1 și cu 9, 10, 10 cu 3, 13. Foarte, 13. Acum, 1 acela. Îl ducem la 1 și 8. Așa, 8, 9. 9 și cu 1. Și 1 de sus, 10, 10 și cu 5, 15. Așa. Și 1, 1 cu 2, 3. Și 3. Foarte. Citește numărul. 33 de milioane, 533 de mii, 100. Excepțional. Foarte, foarte, foarte bine. Deci, încă o dată spun că m-ai surprins în modul cel mai plăcut. Când mă găsesc acum pe stradă, când noi ne întâlnim des acolo, nu? Fiind vecina mea, când ne întâlnim, eu am să te privesc cu multă dragă, cu multă dragoste așa și cu multă bucurie, că tu stăpânești foarte bine în vântul la mulțire. Asta este extraordinar, extraordinar. Foarte puțin sunt copii aceia când acum, între a treia, stăpânesc la nivelul la care stăpânești. Mai toți au emoții, dau așa, dar acum știi ce am făcut? Noi am învățat că atunci când au emoții, când au nesiguranță la o chestie, să o facă repede desfășurat, că se și întipărește în minte foarte tare. Acum am să mai arăt ceva spectaculos. Dragilor, ce voi face cu Ana vă va place foarte tare. Că i-am arătat lui Ana varianta în care 7 ori fac 56, reducând pe 7 ca 5 plus 2 și pe 8 ca 5 plus 3. Hai să mă reluăm o dată, Ana, ca să înțeleagă toată lumea. Și o să mișc lucrurile într-o altă direcție. Iată cum. Deci, pentru 7 ori 8, am să scriu așa. Ana, te rog să mă urmezi. 7 ori 8, scrii și tu, da? Egal cu. Pe 7 îl scriem ca 5 plus 2. Înmulțit cu 8, pe care îl scriem ca 5 plus 3. Și egal mai departe cu. Luăm pe 5 și înmulțim cu amândoi ăștia de aici. Și zicem, 5 ori 5, vorbește tu. 5 ori 5. Ca să scriem așa, 5 ori 5, plus 5 ori 3, plus 5 ori 3, da? Plus 5 ori 2. Atenție, 5, zici, cu amândoi eu am făcut treaba. Da. Nu m-am cu cine, zici. Nu m-am cu cine, dacă ar fost 3, cu toți 3. Acum vine rândul lui 2, plus. Plus 5 ori 5. Plus 2 ori 5. Da. 2 ori 5, deci plus 2 ori 5, plus 2 ori 3. Deci ce vreau să te să spun, Ana? Că 5, deci cum să mulțesc două paranteze, dragilor, asta e lucru spectaculos pe care îl învățăm acum. Cum să mulțesc două paranteze? Se ia primul termen din prima paranteză și se distribuie la toți termenii din paranteza a doua. Dacă ați fi 7, 9, câți ori fi, 5 se mulțește și cu ăsta, și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla, și cu toți, da? Pe urmă, după ce a terminat el treaba, deci gata, am obosit. Am terminat-o. Cine urmează acum astea? Al doilea. Și iar lucrează cu toți termenii. Și în felul ăsta să vedem dacă ne dă 56. Nu? Da, și e vin. O problemă dacă facem direct cu 5 ori 2 și după facem cu 5 ori 5 plus 5 ori 3. 5 ori 2 cu ăsta? Da. Nu, că ăsta e din prima, de la el, de acasă. El le atacă pe șirați din paranteza a doua. Deci el zice, băi, nu avem treabă cu ăștia de aici. Da. Eu cu ăștia am boală. Eu cu ăștia îi urmăresc să îi lovesc. Deci zice, 5 ori 5, 5 ori 3, 5 ori 2,
2 ori 5, 2 ori 3, deci așa, asta este povestea. Hai, veniți încoace, veniți și voi încoace. Așa, e nepoțica mea, face o vizită. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Bună! Bine, Ana, Ana, Maria, da, da, Maria, Ana, gândul mi la Ana. Vino încoace, Măriuca, hai să te prezint, tu ai făcut lecții cu Bubu de mai multe ori, da? Uite că ai venit și nu pot, nu ratez ocazia să nu te prezint la lecție, da? Este un plăieș deosebit. Tu îți dai așa ca spălmă să vii și altul să faci niște lecții, ieșiți, da? Uite așa, că e călduț aici și tu vrei să stăm de vorbă. Maria, îți mai amintești când ai venit la tabla asta și a făcut lecția împreună? Da. Sigur că da. Și tu ești la tablă și ce mi-ai cerut mie? Să eu să fiu elev și tu să fii profesor. Da. Așa. Da, sigur. Sigur, ți amintești asta. Așa. Rămâie pe aceea. Și acum ce vrei? Să stai pe la scaunel și să-mi spui dacă eu greșesc, da? Și să-mi dai notă la sfârșit. Da? Tu ești cea care urmărești lecția. Să termin lecția aici. Deci 5 ori 5? 25. Apoi plus 5 ori 3? 15. Așa. Plus 2 ori 5? 10. Așa. Plus? 6. Și este egal? Egal cu... 25 și cu 15. Hai să facem așa, 5 ori 30, plus, cu 10 asta, da, și cu 40, cu 10 de aici, 56. 56. Da, cu 10 astea, 50, cu 6, 56. Cum era de așteptat? 7 ori 8 egal cu 56, da? Bun. Deci le spunem tuturor prietenilor noștri că atunci când au emoții, să nu mai intre în panică la tabla mulțirii, ci pur și simplu să facă desfășurat, că ei învață în felul ăsta și cum să mulțească două paranteze. Deci sunt niște lucruri spectaculoase. De aceea, tabla mulțirii pe varianta proful online nu au voie să mai aibă emoții. Dar acum hai să le spunem să le facem ceva mai deosebit. Iată cum propun să facem 7 ori 8. Deci 7 ori 8 este egal cu, în loc de 7, Ana, să zicem 10 minus 3, 10 minus 3, înmulțit cu, în loc de 8, 10 minus 2. E bine? Da. Deci, în loc de 7, zicem 10 minus 3, în loc de 8, zicem 10 minus 2. Da. Egal mai departe cu. După tehnica care am descoperit-o, da, zecile ăsta are boală foarte mare pe cei doi de aici. Da, adică facem 10 ori 10. 10 ori 10. Plus 10. E, nu mai este plus. Nu mai este plus, că e minus ăsta. Da. Minus din cauza asta, da? Deci minus 10 ori 2. Data trecută erau amândoi cu plus. De aceea a fost așa, da? Da. 10 ori 2. Așa. Și 10 de 10 mi-am făcut treaba. Începe acum 3-ul ăsta. Dar să vezi că 3-ul ăsta e cu minus. Ca și cum ar zice 10 ori minus 3. Când am zis 10 ori minus 2, am zis minus 10 ori 2, da? Acum 10 ori minus 3 va fi tot așa, minus 10 ori 3. O să vă explic, dragilor, cât de curând chestia asta pe care o facem acum, noutate absolută. Da? 10 ori minus 3. Și cât face ca și calcul aici? Ar face că 10 ori 10 face 100. Știu că n-am terminat. Minus 3 ori minus 2. Lasă-mă un pic. Da. Am strategia mea, să vedem. Deci 100. Așa. Minus 20. Minus 30. Ia să vedem cât ne dă aici. Egal cu 80. 80 minus 80 minus 30 egal cu 50. Deci 50. Da, da, 50 plus cât îi mai trebuie să ajung la 56? 3. Plus? La nu, ce? Plus 6 îi trebuie, plus 6, dar de unde să provină plus 6? De la 2 ori 3 data trecută au făcut. 2 ori 3 au făcut tot plus 6 la sfârșit, plus 6. Deci îi trebuie plus 6, da. Plus 6. N-am încotro. Dar acum, spectacol. Acum e lucru ce mai tare. La mulțire, dragilor, minus 3
ori minus 2 face plus 6. Uite, că a fost nevoit. Da, este nemaipomenit ce vă spun acum. Deci, când am zis minus 3 ori 10, am înțeles câți de al de 10. De 3 ori câte de al de 10. Da? Când am zis minus 2 ori 10, adică minus de 2 ori de al de 10 ăsta. Dar minus ori minus, că face plus, nu-mi dădeam seama. Dar eu am fost nevoit să spun așa. Că nu puteam să ajung la 56 decât dacă rămâneam pe 6. Dar am înțeles, acum merită să vedeți, minus 2 ori minus 3 este egal cu plus 6. Asta este lucru spectaculos pe care îl comunicăm la Ana, la clasa a 3-a acum. Deci, dragilor, ne-am dus ușor, ușor spre semnul la algebră, care se fac în clasa a 6-a. Iar revolta mea este foarte mare. Că în loc să se facă lucrurile la început, mai de jos, se lasă până în clasa a 6-a și atunci lucrurile sunt într-o panică extraordinară. Copiii li se dau plus cu minus, minus cu plus acolo și uneori le rețin unii, alții nu rețin și așa se duc până în termenul de școală și nu știu semnul algebră și asta este lucrul cel mai grav. De ce v-am povestit acum, noi vom relua în lecțiile următoare, dar semnul algebră vor fi pentru noi o preocupare, va fi o preocupare constantă, continuu, ca atunci când tu termini clasa a 4-a, să știi și să lucrezi cu... Să știi semnul, să lucrezi mulțimea numerelor întregi, se cheamă asta. O să insist eu în lecțiile următoare. Deocamdată am făcut de la 7 ori fac 56 desfășurat pe varianta asta, am trecut la varianta de scriere a lui 7 ca fiind 10 minus 3 și pe urmă 10 minus 2 și mi-am oferit posibilitatea să lucrez și cu minus. A fost ușor de anticipat. 10 e minus 2. Nu putea să fie plus 10 și el plus 20 și plus 30. Pe la 100 se depășea foarte mult. Era de așteptat să încep din 100 să scad. Nu? Am scăzut-o în 20, am scăzut-o în 30. Este limpede că am mai descoperit încă ceva. Minus 2 ori 10 egal cu minus 20. Da? Și minus 3 ori 10 tot așa egal cu minus 30. Adică total facem 10 ori 2. 2. Facem 2, 10 ori 2, cum ai spus tu, da. Dar ținem cont că e unul cu minus. Da. Când amândoi sunt cu minus, fac plus. Asta e noua chestie care trebuie să o ținem. De ca unul e așa și unul e așa, adică ăsta e pozitiv, că se subînțelege că nu are minus, da? E pozitiv. Când unul e așa, o să vorbesc de numerele acestea, că există și numere negative. Am notat noi, să-ți povestesc eu cu chestia, când te duci să cumperi la chioșc, părinții au dat numai 2 lei în buzunar, că așa ți-o dat ții, s-a întâmplat de dimineața aceea, și ai găsit un covric de 3 lei. Păi dacă găsești un covric de 3 lei, ce faci acolo? Împrumut, sigur că da, împrumut la un coleg, dacă n-ai încotro. Dacă nu există alt chioșc, că pe acolo îți cauți unul de 2 lei. Da. Împrumut. Și tu trebuie să-i dai leu acela colegului tău. Deci ești dator. Datoria se notează cu minus. Că nu ai, nu e în buzunar, e gol acolo. Și trebuie să iei la părinți ca să faci asta. Așadar, o să vedem în lecțiile care urmează ce înseamnă și partea asta cu datorii, da? Ei, ne deschidem drumul spre ceea ce înseamnă lucru cu mulțimea numerelor întregi. Voi lucrați acum la clasele până într-a 4-a și chiar într-a 5-a, numai cu numere pozitive. Numai numere pozitive. Deci dacă sunt și numere negative, sunt și numere care sunt datorii notate cu minus, nu prea știți voi asta și din păcate programa este așa gândită. Nu se exersați de timpuriu. Eu am făcut dovada că chiar cu copiii de clasă. Uite așa, hai să facem așa. Ce zicem așa? Din 50, minus 3, minus 4, minus 5, minus 7, cât este egal? Așa. 50, minus 3, minus 4, minus 5, minus 7. Egal cu... Am putea o lua pe rând. Da. 50 minus 3? 47. 47, iar scăzut 4.
Ca și cum ați zis, din 7 scăzut 4. 43. Din 43 scădem pe 5. Da? 43 minus 5. Care face cât? 43 minus 5. Scădem un 3. Deducem și luăm de la o 10. 2. 38. Nu? 38. 38 scăzut 7. Egal cu 31. 31. Deci, practic, răspunsul este 31. Dar nu cumva face tot atât de bine 50 scăzut. Cât sunt de-a mii 31? Cât pe e? 20. Nu 20, 19 cred că. Da. Da? Da. 50 minus 19. De unde aflăm un 19? Adică, odată un 3, odată scazi un 7 și 3, scăzut un 3, scăzut un 7 înseamnă scăzut un 10. Da. Și 4 și cu 5 tot scăzut, fac 19. Da. Deci pe ăstea cu minus 3, minus 4, minus 5, minus 7, datoriile astea, le adunați, vezi că îți face datoria totală. Deci, practic, acum, în loc să zic 50 minus 3, 50, 47 minus 4, 40, 43 minus 5 și mai departe, scriu deodată 50 minus 19 și face 31. Spectaculos. Dar s-a ascuns în culise următorul lucru. Minus 3, minus 4, minus 5, minus 7 este egal cu minus 19. Asta este formidabil când copiilor vin cât de clasa a doua. Deci se pot comunica chestiile astea, chiar în clasa a întâi. Dom'le, minus 3, minus 4, fac minus 7. Egal cu minus 7, nu? Minus 7, minus 5, minus 12, și mai departe. Deci, dragilor, asta vreau să vă spun. Insist, insist. Poate cineva mă va auzi vreodată, insist de vreo câțiva ani continuu, că trebuie urmat, trebuie intervenit în programă și înțeles că dacă facem lucrurile astea de timpuriu, încă din clasa a întâia, a doua, când ajung cu tabla mulțirii, fac în clasa a treia, când voi face împărția tot în clasa a patra, iarăși parcă să facem împărția. Și sfârșim în final cu legea semnelor, fără să, ca o limbă străină. În clipa în care se fac de timpuriu lucrurile și se fac repetând și tot repetând, ei înțeleg. Și nu mai apare ruptura aceea care se întâmplă în clasa a șasea. Când la sfârșitul clasei a șasea se vine cu legea semnul, vine profesorul într-o fugă, plus cu minus, minus cu plus și totul este făcut valză. Așadar, ne oprim aici. Măriuca, ești supărată pe mine că... Nu. Nu ești supărată? Eu mă gândesc că ești supărată și vrei să facem o lecție. Nu, 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 nu. Bine, hai ne oprim aici. La revedere, dragilor!